Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Astăzi a avut loc și continuă o ședință foarte importantă a Parlamentului. Și este extrem de regretabil că reprezentanții opoziției au dezertat de pe câmpul de luptă în speranța de a încerca să saboteze procesul legislativ. Ori astăzi sunt pe agendă și o parte deja au fost votate proiecte extrem de importante pentru cetățenii Republicii Moldova. Inclusiv proiecte sociale despre care ei pretind că sunt importante pentru ei. Dar vedem că, de fapt, au încercat să saboteze ședința Parlamentului. Proiectul de amendare a Constituției, inițiat de ei când erau la guvernare, un proiect de altfel foarte bun. Iarăși, prin neparticipare la ședință, au sperat că vor putea sabota. Sabotajul nu va trece. Iar dezertorii vor răspunde în fața propriilor alegători. Proiectul de legat de pensie care a fost votat astăzi, crește semnificativ pensiile, inclusiv pentru cei care îngrijesc de persoane cu dizabilități severe, creșteri de pensii de care Republica Moldova nu a mai fost de foarte mult timp. Și evident, politic, ei nu pot să accepte că noi, așa cum am promis, ne ținem de cuvânt și creștem semnificativ plățile sociale, pensiile, indemnizațiile. Și ei au preferat să plece decât să pună și ei umărul prin vot la creșterea acestor pensii și indemnizații. Proiectul de amendare a Constituției, după cum spuneam, proiectul lor, era firesc să vină să pună umărul. Ori acest proiect are menirea de a fortifica independența judecătorilor, eliminând termenul de 5 ani inițial pentru judecători în sistem, așa încât să nu mai ofere politicului posibilitatea de a promova pe judecătorii comozi și de a nu-i promova pe cei incomozi. Stabilește mandatul de 6 ani, un singur mandat pentru membrii CSM, fortificând independența și autonomia și acestei instituții, dar probabil cel mai important, eliminarea imunității judecătorilor pentru acte de corupție și alte încălcări penale și administrative, cum ar fi inclusiv încălcarea codului rutier, dar mai cu seamă acte de corupție și alte încălcări grave, socialiștii au preferat să nu participe și să nu sprijine acest proiect înregistrat de ei, promovat de ei, în speranța că nu se vor găsi voturi și reforma justiției se va bloca. Nu o să le meargă. Reforma justiției și năzuința cetățenilor de a primi dreptate în instanțele țării va fi implementat. Dar e rușinos când propriul tău proiect de lege, de altfel unul bun și foarte important, încerci să-l sabotezi. În același timp, astăzi a fost resetată prima instituție din subordinea Parlamentului, urmează și altele, Comisia Electorală Centrală. Ori noi știm foarte bine și cetățenii își aduc aminte prin câte chinuri au trecut din cauza componenților anterioare ale CEC, care le făceau pe plac celor de la guvernare, croiau sistemul electoral după bunul plac a celor de la guvernare. În ziua alegerilor, dacă trebuia, mai adăuga o oră, două secțiile de votare sau în circumscripția unde trebuie să câștige cel care din partea partidului de la guvernare. Înregistrau în alegeri pe cine doreau, scoteau din cursă cine nu era comod. Acum avem o componență CEC, de altfel incompletă, din cauza sabotorilor din opoziție, care au refuzat să participe azi la ședință, așa încât și reprezentanții lor să fie procesați. Dar CEC-ul devine funcțional, 6 din 9 membri au fost votați și așteptăm până opoziția va reveni la muncă, va refuza această tactică de astruțului și suntem convinși că această nouă componență a CEC-ului va munci în interesul cetățenilor
Și dovada acestui fapt vor fi inclusiv alegerile parțiale din 21 noiembrie, alegerile locale într-o serie de localități din Republica Moldova. Socialiștii s-au acoperit astăzi cu solicitările lor care nu au fost, cărora noi nu le-am dat curs, pentru că au fost unele populiste. Încercarea lor de a politiza creșterea prețurilor la combustibil, care cu mare regret se întâmplă în toată lumea, inclusiv în Federația Rusă, în România, în toate țările Uniunii Europene, iar ei, în loc să contribuie la inclusiv resetarea Agenției Naționale de Reglementare Energetică, au avut un plan meschin, puțin spus, un plan rușinos, de a încerca să dea jos componența CEC prin ocolirea legii, sau mai bine spus, prin încălcarea legii, astfel încât membrii ANR să poată să fie, să se restabilească în funcție și ulterior din bugetul statului să le se poată achita și salariul pentru perioada respectivă, așa cum se întâmplă la noi în multe cazuri. Noi însă am spus clar, urmează să creăm cadrul legislativ propice pentru a evalua toate instituțiile statului. Și cei care nu își fac treaba, să răspundă. O evaluare corectă, transparentă, pe când socialiștii doresc să politizeze, în speranța de a obține un avantaj politic pe moment, dar cu încălcarea vădită a legii și cu perspectiva de a pierde bani din buget și pentru a menține situația actuală la ANR. Noi avem abordare responsabilă și în cel mai scurt timp vom rezolva și vom avea grijă ca și această instituție să acționeze transparent, corect, în interesul cetățeanului. Și un ultim punct care e de-a dreptul rușinos, că opoziția a dezertat, după cum spuneam, de la ședința de plen astăzi și nu s-a obosit nici să ofere sau să preia conducerea grupurilor de prietenie dintre Parlamentul Republicii Moldova și o serie întreagă de state. Avem un parteneriat stabilit cu acele state. Noi, acționând responsabil, în baza legii, le-am oferit proporțional conducerea unui număr mare de grupuri de prietenie. Ei nu s-au obosit nici măcar să ofere membrii lor candidații pentru a suplini aceste poziții, pe care noi vom fi nevoiți să le lăsăm vacante. Așa înțeleg ei prietenia cu statele partenere, cu statele care sprijină Republica Moldova. Așa înțeleg ei diplomația parlamentară și creșterea respectului Republicii Moldova pe arena internațională. Dar, până la urmă, cu sau fără prezența opoziției, ședința de plen astăzi este în derulare, proiectele importante vor fi votate, iar colegii din Partidul Socialiștilor sau din Blocul Socialiștilor și Comuniștilor nu au decât să se resemneze, să respecte legea și să vină să muncească în interesul cetățenilor care i-au ales, care i-au mandatat în acest Parlament. Ori încercarea de a sabota ședințele Parlamentului nu va trece. Dar dacă ei preferă tactica struțului, a dezertării de pe câmpul de luptă politică, îi privește. De aceea, mesajul nostru este unul cât se poate de clar. Noi vom respecta cu strictețe legea și regulamentul Parlamentului inclusiv, vom respecta drepturile opoziției, dar dacă opoziția nu dorește să pună umărul, să contribuie, să muncească într-un mod constructiv, să-și asume consecințele, pentru că cetățenii cu siguranță nu vor aprecia faptul că ei nu au sprijinit astăzi aceste creșteri de pensii și creșteri de indemnizații pe care ei, la vremea lor, nu au putut, nu le-a dus capul. Au crescut cu 0 întreg și 7% cu 10 lei și își băteau joc de oameni. Acum când noi creștem pensiile și indemnizațiile cu sute și chiar pe alocuri mii de lei, ei preferă să
părăsească sala de plen, să nu roșească. Același lucru e valabil și cu proiectul de amendare a Constituției. Proiectul lor, reiterez, proiect bun care fortifică independența sistemului judecătoresc și elimină imunitatea de care s-au bucurat judecătorii până acum, făcând anumite încălcări și bucurându-se de această imunitate. Acum nu se vor mai putea bucura de această imunitate pentru acte de corupție și alte încălcări. Vor avea doar imunitate funcțională. Și socialiștii nu au sprijinit nici măcar acest proiect. Dar urmează să-și asume toate aceste eșecuri și trădări a propriilor alegători când vor da ochii cu oamenii. Și îndemn pe alegătorii opoziției să le aducă aminte atunci când îi întâlnesc de ce nu au sprijinit aceste creșteri semnificative, istorice. Pentru că ei probabil nu au nevoie. Pentru că la ei totul e bine. Au primit până acum salarii în plic, probabil primesc și în continuare. Își permit să aibă sacouri de peste 1000 de euro. Și pe ei probabil nu interesează viața cetățenilor noștri care au pensii și indemnizații foarte mici. Noi însă, așa cum am promis în alegeri, ne-am ținut de cuvânt și am crescut pensiile și indemnizațiile. Și ne vom ține de cuvânt în continuare. Vă mulțumesc. După declarațiile făcute de reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, ei spun că au lăsat în bugetul peste 1 miliard de lei pentru majorarea salariilor pentru medici. Și proiectul a fost votat în prima lectură și sunt cumva supărați că nu a fost inclus pentru a fi votat în a doua lectură. Este adevărat? Sunt acești bani în buget pentru majorarea acestor salarii? Socialiștii povestesc verzi uscate. Dacă ei asculta pe domniile lor, noi acum am trăit și ne-am scăldat în râuri de lapte și miere. Lucrurile nu sunt chiar așa, dar, după cum a spus și colegul meu Dan Perciun în plen, noi vom găsi soluțiile, așa cum am găsit pentru a oferi aceste creșteri de pensii și indemnizații, creșteri semnificative, vom găsi resurse pentru a continua să sprijinim inclusiv și medicii, cei care, fiind pe prima linie, ajung cu mare regret să cadă victime acestei năpaste, dar în același timp îi încurajăm pe toți să se vaccineze, dar vom continua să sprijinim inclusiv creșteri salariale în limita bugetului. Dacă să înțelegem, acum sunt bani sau nu sunt în buget pentru majorarea salariilor cu 40%, cum se propune prin acest proiect? Sau să fie găsiți? Cred că trebuie să întrebăm Ministerul Finanțelor, eu nu pot să vă răspund exact la această întrebare. E cert că noi vom găsi soluții pentru a oferi tot ceea ce am promis în campania electorală. Pas cu pas, temeinic, responsabil, așa cum deja am demonstrat că o facem. Și vreau să vă întreb despre această inițiativă despre care a vorbit chiar domnul Dan Berciun, că vor primi aceste indemnizații de 16.000 de lei doar medici vaccinați. Există așa inițiativă? La ce nivel este aceasta? Adică doar cei vaccinați. Înseamnă că dacă cineva refuză să se vaccineze și se îmbolnăvește, nu va primi această indemnizație. Așa înțelegem. După cum spuneam, noi încurajăm pe toți cetățenii Republicii Moldova, atât medici cât și cetățeni care practică alte profesii, atât timp cât există vaccin, vaccin sigur, vaccin accesibil, vaccin gratuit, toți cetățenii Republicii Moldova care nu au contraindicații trebuie să se vaccineze, așa încât să nu pună la bătaie propria sănătate și sănătatea celor din jur. Da, dar legea ce va prevede? Că nu vor putea primi cei care nu sunt vaccinați. Imediat ce va fi votată, va fi clar ce va prevede legea. Acum... Dar este elaborată deja. Sunt elaborate aceste modificări. Cred că e bine să-l întrebați pe colegul meu exact ce a avut în vedere. Aha. O precizare doar despre de ce nu s-au votat membrii, adică cei care au fost propuși pentru o funcție de membru al CEC din partea opoziției. Este un regulament care prevede că nu vor putea fi examinate candidaturile fără prezența deputaților care au propus? Sau era o decizie
majorității, că dacă ei au părăsit, nu vor fi examinate. Nu era atât problema în lipsa deputaților care au nominalizat, era problema în lipsa candidaților. Pentru că inclusiv cei trei reprezentanți sau candidați nominalizați de către blocul comuniștilor socialiștilor au plecat, au părăsit sala de ședințe și era cumva nefiresc. Ori noi am interpretat gestul lor de a părăsi sala ca și nedorință de a fi votați. E de bun simț acest lucru, e clar pentru toată lumea. Iar noi rămânem deschiși, inclusiv la ședința următoare de plen, să examinăm aceste candidaturi și atât timp cât ele vor întruni criteriile de profesionalism și integritate, avem toată deschiderea să suplinim cele trei locuri vacante în strictă conformitate cu legea și cu respectul față de opoziție și normele statului de drept. Ce vreau să vă întreb în calitate de vicepreședinte al Parlamentului pentru jurnaliști, despre transmisiunea comisiilor permanente, adică ședința transmisiunii, cum sunt alese cele comisii care vor fi transmise online și cele care nu? Și de ce nu sunt transmise toate? Pentru că deja am aflat tot întâmplător că deja putem să filmăm, chiar dacă sunt restricții de pandemie, dar nu la toate avem acces online, mai ales pentru presa regională, de exemplu. Cum sunt alese comisii care sunt transmise online? Trebuie să verific, poate este o problemă și tehnică pentru a acoperi toate comisiile în același timp, poate sunt considerente de pandemie, trebuie să vedem, dar noi avem toată deschiderea, așa cum bine ați spus, ședințele comisiilor sunt publice și noi avem toată deschiderea pentru a oferi transparență totală pentru ședințele comisiilor, ședințele de plen și orice altă activitate parlamentară care nu prevede expres alte condiții decât cele stipulate de lege. Este o abordare judicioasă și merită examinată și în contextul amendamentelor sau chiar a unui nou cod electoral merită să examinăm și această opțiune. Ori profesionalizarea membrilor CEC și, așa cum spuneți, să fie toți membri permanenți, este o abordare constructivă, o abordare corectă și merită examinată. Pentru că, într-adevăr, avem alegeri, practic, dar chiar în fiecare an, alegeri în multe localități, alegeri anticipate, avem alegeri în autonomia găgăuză, acolo sunt alte prevederi legale, și merită să examinăm această propunere, cum de altfel vom examina toate propunerile bune legate de procesul electoral și de codul electoral, atât din partea Comisiei Electorale Centrale, cât și din partea societății civile, așa încât să îmbunătățim procesul electoral și să nu mai avem situații rușinoase pe care le-am avut până acum, atât legate de înregistrarea candidaților, înregistrarea prealabilă a alegătorilor, mai ales în diasporă, numărul secțiilor de vot în diasporă. În perspectivă medie, ne vom gândi și la votul prin corespondență, în termen lung, poate chiar și votul electronic. Există foarte multe propuneri în acest sens, există și anumite rezerve legate de timp și resurse, dar cu siguranță vom munci pentru a facilita procesul electoral, pentru a introduce mai multe corectitudine, transparență, astfel încât toți să fie în condiții egale și să nu avem situații pe care le-am avut până acum, când cecul sau majoritatea din cec juca de partea unui concurent electoral sau altui concurent electoral. Noi avem încredere totală în reprezentanții cec pe care i-am numit astăzi, și propunerile pe care vor veni din partea domniilor lor și a altor persoane din societatea civilă sau din partea cetățenilor le vor lua în calcul în procesul de amendare a codului electoral sau chiar de introducerea unui nou cod electoral. Referitor la această hotărâre
O posibilă hotărâre a Parlamentului privind un vot asupra componenței ANRE. Vreau să vă întreb în legătură cu acest aspect. Noi am avut în legislatura trecută o hotărâre a Parlamentului unde legislativul a exprimat un vot de neîncredere componenței ANRE. Iată că ei rămân în funcție. Și vreau să vă întreb prin ce diferă sau prin ce se va deosebi acest vot de neîncredere după audierea în comisie ieri, da? Am înțeles că pregătiți întâi un raport, ANRE-ul pregătește un raport să vină în legislativ. Prin ce se deosebește, iată, se va deosebi o eventuală demisie a membrilor ANRE de demisia Comisiei Naționale a Pieții Financiare? Iată în acest aspect. Pentru că, de ce vă întreb? Noi am avut deja o hotărâre a Parlamentului printr-un vot de neîncredere în legislatura trecută, unde membrii ANRE au fost sancționați, da? În acest context vă întreb. Diferă lucrurile sau nu? Diferă esențial și întrebarea este corectă, în special în contextul populismului de care au dat dovadă azi colegii din opoziție, pentru că anume ce își doreau ei, ei își doreau să repete situația de anul trecut, când să se ofere un vot de neîncredere lipsit de orice temei juridic. Și așa cum bine spuneți, s-a întâmplat anterior și au rămas în picioare, vorba aceea, nu s-a schimbat nimic. Ei și-au dorit să facă circ, să încerce să capitalizeze pur politic sau, într-o altă eventualitate, dacă ar fi demis în urma acestui vot în lipsa unui substrat juridic, se poate fi contestată această procedură și ulterior din buget se poate fi plătite salariile pentru funcționarii care sunt demiși în lipsa unui fundament juridic serios, legal. Noi însă avem o abordare corectă, responsabilă. Am creat mecanismul juridic, legislativ, de evaluare a activității acestor instituții, de responsabilizare a instituțiilor de reglementare și în urma unui proces de evaluare, după cum spuneam, corect, echidistant, dacă se va determina că o instituție sau alta a picat evaluarea, nu și-a îndeplinit atribuțiile într-un mod corespunzător, atunci, în baza legii pe care noi am menționat-o și care am și promis-o cetățenilor, am creat contextul legal, juridic, pentru a putea lua măsuri de o manieră încât să nu ne trezim cu situația, cum spuneți dumneavoastră, că parcă s-a votat, dar nimic nu s-a întâmplat, sau și mai rău, parcă s-a întâmplat, dar ulterior se restabilesc și inclusiv din buget cetățenii trebuie să achite salarii unor funcționari care probabil nu merită acest lucru. Da, v-am întrebat de Comisia Națională a Pieții Financiare. Vreau să vă întreb, aveți candidaturi pentru a suplini componența acestei comisii? Dacă ați discutat, eu știu, la partid, pentru că această instituție este nefuncțională la ora actuală și acolo au loc procese pe piață, nu poate o asemenea instituție să rămână, să spunem așa, decuplată de toate procesele nebancare. Vă întreb dacă aveți candidați pentru a suplini această componență. Sigur că această perioadă nu poate dura în timp. În cel mai scurt timp aceste poziții vor fi suplinite, vor fi înaintați acolo oameni profesioniști, integri, așa încât să se vadă o schimbare calitativă a activității acestei comisii și acest CNPF să nu mai fie în slujba diferitor oligarhi care am văzut inclusiv din reportaje, din investigațiile colegilor dumneavoastră din presă, cum chiar pe ultima sută de metri, înaintea alegerilor, au încercat să devalizeze companii de asigurări, să mai scoată bani din alte instituții, prin diverse scheme, iar CNPF-ul s-a făcut că plouă. În cel mai scurt timp vor fi numiți acolo candidați profesioniști, responsabili, așa încât piața asigurărilor să aibă un regulator pe măsura așteptărilor atât a jucătorilor de pe piață, cât și a cetățenilor, a clienților, a companiilor de asigurări și această piață să fie reglementată corect, în interesul cetățeanului, a binelui public, a bugetului public și nu în interesul unor grupări meschine, obscure, care, din păcate, au avut un cuvânt greu de spus în activitatea acestei instituții până acum.
Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă urez o zi bună. La revedere.